Președintele Partidului Social-Democrat Gorj Florin Cărciumaru neagă faptul că nu l-ar mai susține pe Ion Călinoiu pentru prima poziție pe liste la Senat. Presa centrală a scris că între cei doi au apărut divergențe, iar Cărciumaru ar fi optat pentru Mihnea Costoiu pentru alegerile parlamentare. Cărciumaru și Călinoiu dezmint însă informația și spun că nu există divergențe între ei. Florin Cârciumaru nu se dezice de prietenia cu Ion Călinoiu și, în ciuda speculațiilor, afirmă că îl va susține pe Călinoiu pentru prima poziție la Senat la alegerile parlamentare. Nu este adevărat. Încă o dovadă că sunt mulți oameni printre noi care nu să se ocupe de lucrurile serioase ale orașului, ale județului și ale țării, se ocupă de cu totul și cu totul altceva. Orice poți să îi impuți lui Cârciumaru pe relația cu Călinoiu, dar că Florin Cârciumaru l-ar tăia pe Ion Călinoiu de pe lista pentru parlamentare, nu se poate. Ion Călinoiu spune că speculațiile din presa centrală nu sunt adevărate, iar prietenia cu Florin Cârciumaru nu poate fi distrusă de nimeni. Nu este nicio discută. Toate lucrurile acestea sunt nu știu ce zvonuri aruncate pe piață, nu e niciun fel de asperitate între mine și Cârciumaru, să fie foarte clar, n-a fost, nu este și nu va fi. Mai departe, Costoiu a spus și vă spun că am discutat foarte clar. Organizația îmi cere, așa cum a fost la parțiale. Bine, organizația nu îmi cere, eu am treburile mele, mă descurc mai departe. Presa centrală a scris că Florin Cârciumaru a renunțat să-l mai susțină pe Ion Călinoiu la alegerile parlamentare și ar fi decis să meargă pentru primul loc la Senat pe Mihnea Costoiu.